Bunător. Da? Am înghițit un cocoșel de aur. Da. Acum 10 ani. Acum 10 ani? Da. De ce n-ai venit, domnule, până acum? N-am avut nevoie de bani. De ce nu te-ai însurat tu până la vârsta asta? Eu caut o nevastă care să fie tânără, cultă și frumos. Am înțeles, tu vrei trei neveste. Doctore, mă doare capul de nu mai pot. Dragul meu, trebuie să-ți spun ceva. Boala întotdeauna atacă organul cel mai slab din corp. Oh. Ai auzit că Florin e la spital? De ce? A fost săptămâna trecută la un bal mascat. Și? La 12 noaptea se dădeau măștire jos. Și două tinere s-au repezit la el să-i dea masca jos de pe figură. Și i-au dat-o? Păi nu, că nu era masca. Dragul meu, nefericirea dumneavoastră, boala dumitale, provine dintr-un rău cronic. Ai ce? Rău cronic mă așteaptă afară. Rău cronic? Nevastă mea. Apropo, ai rupt la o godnă cu mine? Da. De ce? N-am mai vrut. Păi nu i-ai spus că ai un unchi bogat? Mai am spus. Și? Și? De el e mătușa mea. A? Ce s-a întâmplat? A? Cine te-a lovit la ochi? O ții minte pe blonda aia subțire, diafană, minionă, văduvă. Nu știu. Nu era văduvă. Vreau. Nu fi dumnealui. Dai-le. Păi un băiat, ții un băiat, dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Cismeu? A crăpat, l-a luat drag. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. În conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap. Nale cu nale, cu tunde oaia și berbecul. Noroc am fost calm, că altfel mă demolau băieții. Azi am întâlnit o domniște, o tovarășe. Dă-te jos, domne, te cheamă tovarăș capitan. Bravo, metru, dai! Un om munci? Da, asta e adevărat, tovarășul capitan. A prins vulpea, că azi e joi și mie e joia întotdeauna. Totdeauna mi-a mers bine. Dar dumneata ce carieră ai? Eu? Ce faci dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Cum fac una mai așa? Se duce și mă raportează. Și nu pot să prind sistem. El se exprimă cam greu, tovarășul. Ham, 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 ham. Nu citi mai mult, Haralambie, că te tâmpești. Sărut nușițele, până dincolo de coate. Nu știu ce i-a spus, nu știu cum l-a instruit, dar e prăpăd. Am mâncat-o pe mămica lupu. Ieși! Ieși! Ce tot cobești ca o cucuvea, mă? Hau, 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 hau! Nu vreau să adorm până nu-mi stă inima! Ta corona regală nu vrei? N-ar fi exclus, dar să vii și cu cățelul. Carbalete! Ce cauți acolo? Ce nu mi-ai spus, domne, că nu știi să noți? Ce știi să faceți? Du-te acasă! Ce știi să faci? Chiar acum s-a primit un mesaj urgent. Suntem de la miliție. Hau, hau, hau! Bufi, 2 ani și 4 luni. Furat de la domiciliu. Mă iertați. Și capabil. Cred. Capabil. Adică un om de care te poți... Da, da. Lipsi. Da. Nu. Bun. E foame. Mănâncă. Ce? Ce s-a pregătit? Păi n-am pregătit nimic. Atunci mănâncă nimic. Ospătar, 10 miște rog în sânge. Ce sânge? Că noi plecăm. Oprește comanda. I-am explicat așa un caz. Așa. Un caz oarecare și dânsul crede că e un... Atunci când ați trecut granița în portbagajul bandiților... Ieși! Poftim? Ieși! Păi cum? Păi ce, mă dați afară? Da, mai bine să vă spun altul, că ăsta e cam porcos. Ai uitat câinele încuiat în casă și a lătrat toată ziua. Tu ești un tânăr simplu, amorezat, care vrei să o cunoști, care vrei să o distrezi, care... Înțelegi? Tatuajul plutonier cred că ar bea un coniac. Da, mic.
coniac nimic. Păi nu mai rămâne decât să mă baci, să mă calci în picioare. Ia mâna, te rog, de pe schimbătorul de viteze. Aș putea zice că vă cunosc de foarte multă vreme. Bun, și ăștia că mi-au foame de n-am unde dormi la noapte. Ce ziceți, să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Dar dacă noi prindem un flagrant delict, să-mi zici mie. Cum să vă zic? Am vrea să vă punem câteva întrebări la care să răspundeți foarte exact. În creștere de la 60 la 70 cm, cota probabilă 435 cm. Repede, domnișoară, că ne intră iarna în casă, da. Poftim. Munca asta ei mă epuizează. Ceva bani ați luat de la el? Da, ceva. Cât? 100. Asta tot ce vede spune. O femeie caută ceartă cu un bărbat numai dacă are spatele acoperit? Adu-te, rog, un cuțin mai mic. Nu, lasă, stai, mă sacrific cu ăsta. Nu spui că nu-ți plac. La vârsta ta și cu mântrișoara mea. Din clipa asta tot ce a fost între noi s-a terminat. Irresponsabilitate, cinism, lașitate. Ce să-ți explic? Nu acolo, aici, pe patul tău. Mă, obraznicule, am asistat la nașterea ta. Da, are așa ceva. Are. Lasă gura, bă, șmecherie. Fumezi? Ah, bete. Hai, cocoș, hai. Asta e și frumoasă și tână. Dânsa a spus că ești un escroc. Cum o să fie bine? Tu nu vezi că s-au cocoșat? Hai să prinzi vulpi, coțofene. Ia să miroși tu ceva să-ți crească inima de bucurie. Au, 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 au. M-ai înțeles? Da. M-ai înțeles? Cum se vede viața prin el? În roz. Se rămâne boier, tot boier.